Să aprofundăm puțin situația din București. Avem 1413 euro pe metru pătrat în medie la sfârșitul anului trecut. Creșterea este mai mică decât în alte orașe din țară, față de Constanța, față de Brașov. Și prețurile locuințelor vechi în continuare se situează sub cele ale locuințelor noi. Domnule Ivan, mai există loc de creștere? Vă așteptați la noi majorări ale prețurilor, în special pe segmentul nou, în următoarea perioadă? Sau mai degrabă o stagnare? Așa cum spuneam și la începutul anului trecut, atunci când au apărut acele zvonuri legate de o potențială criză în domeniul imobiliar, noi am opinia noastră care este aceea, era legată de faptul că nu vedem o criză, nu vedem o scădere, ci vedem o perioadă de stagnare și mai mult de maturizare a pieței imobiliare din România. Dacă vreți să fac o comparație cu piața de capital, anul acesta am primit o veste bună, piața de capital din România nu mai este o piață de frontieră, este o piață emergentă. Cred că la fel este și o piață imobiliară din România. Practic am trecut de la o piață de frontieră, o piață de riscuri, bineînțeles și cu avantaje destul de multe, la o piață emergentă, o piață matură, o piață în care creșterile nu vor fi la fel de galopante ca până acum, dar o piață în care în continuare va exista o cerere consistentă din partea cumpărătorilor. Unul dintre factorii despre care am vorbit și în care cred foarte mult legat de criză și de aceste zvonuri care au fost, în sensul că nu va exista, se referă la acel fenomen de urbanizare. După cum se vede în toate orașele mari din România și inclusiv în București, există această migrație. Vorbim despre migrația tinerilor care vin în orașele mici către orașele mari, iar acest fenomen credem noi că va fi în continuare accentuat, pentru că, din păcate, la acest moment tinerii au două variante, fie să vină către orașele principale, fie să plece în afară. Iar acest fenomen nu s-a manifestat doar în România, s-a manifestat în toate țările europene și în continuare va exista o creștere destul de consistentă către orașele principale, Cluj, București, Timișoara. Și odată cu migrația vor apărea și locuințe noi și cerere din ce în ce mai mare pentru acestea. Cu siguranță, nu avem cifre exacte pentru că nu există la acest moment, dar un studiu realizat acum câțiva ani estima faptul că numai în București este nevoie de aproximativ 500.000 de locuințe. Noi credem în continuare că va exista o cerere consistentă, dar nu mai vedem acele creșteri așa cum au fost în anii precedenți, adică trebuie să ne așteptăm la o piață matură, normală, cu creșteri marginale, să nu uităm și de costuri, costurile în construcții au crescut destul de mult și bineînțeles că asta afectează pe de o parte și e normal să fie o creștere a prețurilor, dar va fi o creștere practic în concordanță cu puterea de cumpărare.